Cea mai mică inimă artificială din lume a fost creată la Iași. Este vorba despre un proiect al studenților de la Facultatea de Medicină și Farmacie, la care lucrează 38 de studenți. Inima ar putea fi potrivită chiar și pentru nou-născuți și este controlată printr-o aplicație mobilă. Eu mă ocup în general de testarea pompelor în domeniul virtual și desăvârșit de designul lor. Adică înainte că pompa să fie printată și că pompa să fie testată pe cu apă, să zicem, ea trebuie testată pe calculator. Robert, Otilia, Ana sunt doar 3 din cei 38 de studenți care lucrează la o inimă artificială. Visează că vor putea oferi o șansă la viață celor cu probleme cardiace. Miza în sine a proiectului este foarte mare, pentru că bolile cardiace omoară cel mai mulți oameni la nivel global. Echipa s-a format în urmă cu 2 ani. Dacă în 2023 a luat premiu pentru cel mai avansat design la nivel global, în acest an va reprezenta România în Japonia cu 2 inimi artificiale. Una pentru copii și alta pentru adulți. Din ce știm în literatură, este cea mai mică inimă artificială dezvoltată până acum. A fost proiectată pentru 2 litri, necesar unui nou-născut, dar poate să-și crească această capacitate prin viteza de rotație. Dispozitivul ar urma să fie controlat dintr-o aplicație de pe telefonul mobil, gândită special pentru el. Pacientul ar avea acces la ea doar pentru a vizualiza datele înregistrate. Aici este partea electronică a device-ului, mai exact partea de driver. El o să vină implantat subcutanat. Rolul lui este de a alimenta și controla motorul nostru. Vreau să lipesc bateriile la acest buton de on-off pentru a putea vedea dacă LED-ul pe care noi să avem incorporat în driver se aprinde. Tinerii își doresc ca produsul să nu rămână o joacă între studenți, ci să ajungă în spitale, la medici și să salveze vieți. În prezent, o inimă artificială pentru adult costă aproximativ 200.000 de dolari. Primul transplant de inimă artificială făcut unui minor în România a avut loc în urmă cu un an la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare din Târgu Mureș. Din păcate, în momentul actual în România, dispozitivele de asistare ventriculară sunt în număr foarte mic, sunt foarte, foarte puține centre care au experiența necesară. Pentru început, dispozitivul e creat ca punte către transplant pentru a ține în viață copilul până se găsește o inimă compatibilă. Ulterior poate exista și ca, cum se numește în limba engleză, destination therapy, unde cei care nu sunt eligibili pentru transplant, pentru că sunt și astfel de pacienți, pot beneficia și ei de șansa de a trăi în condiții, să spunem, cât mai bune. În Japonia, la competiția mondială Heart Hackathon, vor merge 4 studenți și coordonatorul echipei. Acolo vor concura echipe din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Egipt, Thailanda și Suedia.